Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai. Avem o ordine de zi care a fost modificată și v-a fost transmisă la mapă. Rog, doamna președintă, spre acolo, să intre pe fond. Dau citire proiectului ordinii de zi, așa cum a fost actualizat. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.04.2021, proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului în suprafață de 3.284 m2, număr cadastral 63.161, având destinația parc, categoria de folosință curți construcții, situat în strada Chimie, orașul Dărmănești. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea privată a UAT orașul Dărmănești asupra imobilului teren în suprafață de 4 metri pătrați, parte a imobilului cu număr cadastral 2453 de către societatea RCS RDS SA în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerea acestora pe o rază de 15 ani. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de referință a masei lemnoase propuse spre exploatare din fondul forestier al UAT Dărmănești în anul 2021. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior propuse spre exploatare provenind din produse principale, accidentale, secundare și igienă din fondul forestier al UAT Dărmănești în anul 2021. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Urmează proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei pentru domnul Gosav Mircea, persoană aflată în situație socială, cu domiciliul în satul Plopu, numărul 49, oraș Dărmănești, județul Bacău, în vederea efectuării unei intervenții medicale și anume transplant de celule stem. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții, al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 2 la hotărârea de Consiliul Local numărul 9 din 29 ianuarie 2021 pentru aprobarea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor subordonate Consiliului Local Dărmănești care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. 10. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului Wattman 2, sistem informațional pentru managementul integrat al apelor, etapa a doua, dezvoltată de către Administrația Apele Române, a terenului pentru construcția, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curățeniei și circulației rutiere în orașul Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Urmează proiect de hotărâre privind aprobarea instalării unui sistem de supraveghere video în punctele strategice ale orașului Dărmănești, județul Bacău, precum și aprobarea regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului video de supraveghere. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Și diverse. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Proiectul a fost aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi și anume aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29 aprilie 2021. Cred că toată lumea l-a citit, dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal din 29 aprilie. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? A fost aprobat cu 17 voturi pentru. Trecem la punctul 3, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului în suprafață de 3.284 m2
număr cadastral 63.161, având destinația parc, categoria de folosință curți construcții, situată în strada Chimie, orașul Dărmăriș, județul Bacău. Domnule primar? Da, este vorba de parcul, unul din parcurile de la rafinărie, din zona Ane. Avem o adresă transmisă de proprietarul acestui parc, domnul Tudose Constantin, prin care ne comunică intenția de vânzare a terenului intravilan în suprafață de 3.284 de metri pătrați, situat în strada Chimie, oraș Dărmănești, cu categorie de folosință curs construcții, având destinație parc. Și ne spune dumnealui că măsura în care instituția pe care o conduc este interesată de achiziționarea acestui teren își exprimă disponibilitatea începerii discuțiilor în acest sens cu respectarea totală a prevederilor legale ce incumbă unei autorități publice. Proiectul de hotărâre pe care astăzi îl aveți la mapă vine cumva să demareze aceste discuții și astăzi noi cerem un acord de principiu din partea Consiliului Local pentru a putea demara aceste discuții. Și mai exact este vorba de acea evaluare, raport de evaluare mai bine zis, pe care Primăria orașului Dărmănești trebuie să-l comande la un specialist anevar, să vedem care este valoarea imobilului respectiv, va face o evaluare și proprietarul. Vom compara cele două evaluări, vom avea discuții în Consiliul Local și poate vom negocia dacă considerăm că este necesar această valoare și împreună vom decide dacă este de importanță pentru comunitatea noastră să cumpărăm acel parc, dacă avem resursă financiară sau nu. Din discuțiile avute cu cetățenii și în mare parte la solicitarea dumnealor, am făcut demersurile pentru a achiziționa acel parc. Terenul respectiv a avut întotdeauna destinația parc. Mulți din cetățenii din zona rafinăriei cunosc situația asta și cred că ar fi o primă etapă de a intra în normalitate cu acel teren, care astăzi nu este îngrijit cum ar trebui și care, sigur, dacă ar reintra în patrimoniul nostru, ar avea cu totul și cu totul altă destinație. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea privată a UAT orașul Dărmănești asupra imobilului teren în suprafață de 4 metri pătrați, parte a imobilului cu număr cadastral 2453 de către societatea RCS-RDS, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerea acestora pe o perioadă de 15 ani. Domnule primar, vă rog. Este un proiect de hotărâre care vine să reglementeze o problemă ridicată de SECE RCS-RDS. Știți că această companie recent a preluat Acta Dărmănești, a făcut o investiție, mai bine zis, o modernizare a investiției făcute de Acta cu ani în urmă și la nivel de oraș Dărmănești avem, putem spune, poate cel mai modern sistem de fibră optică și nu numai, datorită acestei investiții. Și sigur, cei de la RCS-RDS ne-au solicitat să punem la dispoziție un teren în suprafață de 4 metri pătrați pe care vor amplasa un modul care gestionează investiția amintită. Avem suficient teren pe care noi putem să-l punem la dispoziție, sigur, nu degeaba, contractos și în urma discuțiilor avute cu cei de la RCS-RDS, oferta financiară înaintată de domniile lor este de 50 de euro pe lună pentru cei 4 metri pătrați. Contractul se va derula pe o perioadă de 15 ani. Din punct de vedere financiar este atractiv pentru noi, suntem interesați să creștem veniturile.
suntem interesați pentru cetățenii noștri să avem servicii de bună calitate și iată că alături de altă companie care a investit anul trecut o sumă destul de importantă și a creat o rețea de 56 de kilometri de fibră optică de ultimă generație și această companie la care am făcut trimitere, la fel a făcut o investiție mare, a remodernizat întreg sistemul de fibră optică pe care o aveau pe raza orașului Dărmane și în felul ăsta cetățenii au posibilitatea să aleagă cea mai bună variantă din punct de vedere economic și calitativ. Dacă aveți întrebări, Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru. Continuăm cu punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de referință a masei lemnoase propuse spre exploatare din fondul forestier al OAT Dărmănești în anul 2021. Am să fac și aici o trimitere. Suntem noi, orașul Dărmănești, proprietari a peste 1500 de hectare de pădure și în ultimii 5 ani am avut o politică de reducere la maxim, dacă aș putea spune așa, a tăierilor de pe raza acestor pășuni împădurite. Sigur că avem acolo un document, se numește amenajament silvic, avem în pază această suprafață la un pol silvic privat și conform amenajamentului trebuie să facem acele tăieri obligatorii. Am avut anul trecut discuții cu specialiștii din cadrul ocolului silvic privat, am marcat anumite partii care sunt prevăzute în amenajamentul silvic și astăzi venim cu o propunere de a stabili prețul minim de referință a masei lemnoase și datorită faptului că am constatat, așa cum spuneam și pe comisii, că este o perioadă în care valoarea masei lemnoase a crescut comparativ cu anul trecut. Dacă am fi avut pe piața lemnului prețuri mici, nu cred că am fi venit cu acest proiect de hotărâre, pentru că intenția noastră este să câștigăm cât mai mult din valorificarea masei lemnoase, pentru că acești bani se vor duce spre finanțarea proiectelor de modernizare a orașului și mă refer aici la asfaltări, extinderea rețelei de gaze și nu numai. Deci, în urma analizei făcute cu specialiștii din cadrul aparatului de specialitate a primarului, ținând cont de prețurile de referință practicate pe piața lemnului de direcția silvică Bacău, de ocoarele private și la fel ținând cont de cererea pe care astăzi o înregistrăm pe piață, am venit cu aceste prețuri minime de pornire a licitațiilor pe fiecare partidă în parte și pe fiecare sortiment de lemn în parte. Dacă aveți întrebări, stau la dispoziție. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 17%. Continuăm cu proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior, propuse spre exploatare, provenind din produse principale, accidentare, secundare și igienă, din fondul forestier al OAT Dărmănești în anul 2021. Dacă la articolul anterior am propus și am stabilit împreună prețul de pornire pe fiecare sortiment, prin acest proiect de hotărâre propunem cum valorificăm această masă lemnoasă și vedeți că am propus valorificarea masei lemnoase prin licitație publică cu strigare. Asta înseamnă că prețul de pornire pe care noi l-am votat anterior nu înseamnă că este și prețul de adjudecare din experiența anilor anteriori, în urma licitațiilor, acolo unde sunt mai mulți competitori, prețul crește. Și asta nu face decât să ne bucure, pentru că, repet, ținta noastră este să încasăm sume cât mai mari din resursele, din averea pe care primăria orașului Dărmănești o are. La articolul 1 aprobăm valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase. La articolul 2 aprobăm documentația privind valorificarea de licitație și, sigur, la articolul 3 caietul, deci contractul de vânzare, cumpărare, modelul de contract și așa mai departe. Dacă aveți întrebări? Nefiind întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
cine este împotrivă, cine se abține, 17 voturi pentru. Continuăm cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei pentru domnul Gosar Mircea, persoană aflată în nevoie socială cu domiciliu în sat locul numărul 49 Oraș Dărmănești, în vederea efectuării unei intervenții medicale, transplant de celule stem. Am să fac și aici câteva precizări. Unii dintre noi sunt în nevoie și sunt în necaz și cred că acest spirit de solidaritate ar trebui să fie mult mai dezvoltat decât l-am făcut și l-am avut până acum. De când am ajuns primar, împreună cu Consiliul Local, de fiecare dată când am văzut un cetățean în nevoie și în nevoie mare, am inițiat aceste proiecte de hotărâre prin care un pic din acel necaz încercăm să-l rezolvăm noi. Este și cazul acestui domn din cartierul Plotul, care luni ne-a transmis o adresă prin care ne spune că suferă grav și că are nevoie de un transplant de celule stem. Am făcut rapid o analiză împreună cu doamna contabil șef și am propus 5.000 de lei spre aprobare dumneavoastră să venim și să ajutăm acest domn în nevoie și vedem cum reușește să se descurce cu acești bani, în cazul în care vom mai fi solicitați să mai sprijinim pe viitor, cu siguranță o vom face. Vreau să vă spun că toți cei care au solicitat și au fost în situații deosebite și au solicitat ajutor financiar de la noi, consiliile locale dinainte și cel prezent au răspuns favorabil. Și vreau să vă spun că am avut situații în care chiar am reușit și noi, prin contribuția noastră, să salvăm acești cetățeni, care unii dintre ei care sigur că se agață de orice fel de speranță. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești. Este vorba de actualizarea, dacă aș putea să spun, a organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești în corelare cu codul administrativ. Și dacă uitați, în codul administrativ au apărut niște precizări la momentul publicării, inclusiv înființarea compartimentului cabinet viceprimar. Noi nu l-am prins în această organigramă. Avem la momentul discuției noastre peste 40 și ceva de posturi vacante dintr-un total de 121 de posturi. Deci lucrăm cam la 60% din funcții, da, sunt ocupate și ne propunem să păstrăm aceste card pentru că sumele pe care le-am fi plătit cheltuieli de salarizare, le-am dirijat spre investiții și în felul ăsta reușim să păstrăm cumva fiabile proiectele noastre de investiții. Ca să înființăm acest cabinet viceprimar și să păstrăm numărul de funcții, am desființat un post funcție contractuală de muncitor electrician care era vacant. Deci nu se modifică numeric, nu creștem cantitativ organigrama, nici nu avem voie să depășim un anumit numeric, dar am înființat acest post pentru că codul administrativ era prevăzut și sigur că ne-am repliat la legislația în vigoare. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 17 voturi pentru, da? Continuăm cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 2 la hotărârea de Consiliul Local
numărul 9 din 29 ianuarie pentru aprobarea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor subordonate Consiliului Local Dărmănești, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2021. Da, acest proiect de hotărâre este strict legat de cel anterior. Dacă am ființat acel cabinet al viceprimarului, trebuie să modificăm și hotărârea anexa numărul 2 la hotărârea din salariile. Deci în hotărârea pe care noi am dat-o în 29 ianuarie 2021, aveam poziție salarială pentru acest post. Practic, facem ca, spuneam, legătura între hotărârea anterioară și în ideea în care va fi necesar să se angajeze acel post sau să putem și plăti salariile. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul a fost aprobat în majoritate cu 17 voturi pentru. Trecem la punctul 10 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului Watman 2, sistem informațional pentru managementul integrat al apelor, etapa a doua, dezvoltat de către Administrația Apele Române, a terenului pentru construcția, extinderea, reabilitarea noilor investiții aferente acestuia. Da, este vorba de un proiect de importanță majoră pentru comunitatea noastră. Este un proiect pe care l-a inițiat și îl va finanța Apele Române și, în esență, noi parteneriem în acest proiect prin punerea la dispoziția unor suprafețe de teren pe care vor fi montate alarme în caz de, eu știu, am avea o problemă la barajul de acumulare Poiana Muzului. Vedeți că discuțiile au fost destul de lungi și destul de laborioase vis-a-vis de locul unde amplasăm aceste sisteme sau sirene, mai bine zis, de avertizare, alarmarea populației, și am stabilit împreună cu specialiștii de la Apele Române locațiile unde vor fi amplasate aceste sirene. Vom avea în zona Sălătruc o sirenă în parcarea bisericii, o altă sirenă va fi la Păgubeni, în incinta grădiniței, terenul din incinta grădiniței, la spitalul, fostul spital Dărmănești, în zona târgului săptămânal și, sigur, la baza sportivă din zona stadionului Dărmănești. Aceste sirene de avertizare ale populației au rolul de a alarma populația în caz de, Doamne ferește, ar apărea ceva probleme la barajul de la Poiana Muzului, baraj care este un obiectiv de importanță majoră. Și există la acest moment un sistem de avertizare, un sistem de alarmare a populației, dar care este, eu știu, de tehnologie mai veche și noua propunere de proiect, așa cum este gândit Watman 2, este o tehnologie de ultimă generație, o tehnologie care alarmează în primul moment, să zic așa, în primele secunde, dacă, Doamne ferește, repet, ar fi o problemă, populația, oferind acel timp necesar pentru a putea să evacuăm zona, dacă e cazul, sau să ne retragem. Deci, repet, este un proiect la care am răspuns din start. Este un proiect care nu face altceva decât să protejeze cetățenii de un potențial pericol care s-ar putea declanșa de la barajul Poiana Muzului. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? 17 voturi pentru. Continuăm cu punctul 11, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curățenii și circulației rutiere în orașul Dărmănești, județul Bacău. Este un proiect de hotărâre care, sau mai bine zis, la care lucrăm de ceva timp și care vine cumva să facă ordine în oraș, acolo unde nu era. Vorbim de domeniul edilitar-gospodăresc, curățenie, circulație rutieră și așa mai departe. Am avut, nu odată, ci de nenumărate ori, am avut probleme vis-a-vis de
comportamentul unor cetățeni de pe raza orașului Dărmănești și chiar cetățeni de pe raza altor localități care au venit la noi și care, sigur, au încălcat în opinia noastră și a legislației în vigoare reguli de bun simț. Și dacă ar fi să-mi amintesc toate discuțiile avute cu Poliția Locală, cu Poliția Națională, cu colegii din aparatul de specialitate al primarului, am multe să vă spun vis-a-vis de câte nemulțumiri, neplăceri am avut din partea unora sau altora. Am gândit împreună și mulțumesc domnului viceprimar că s-a implicat direct în gândirea acestui regulament, soluții la problemele pe care le-am întâlnit în decursul anilor. Și avem aici obligații cu privire la întreținerea și păstrarea curățeniei clădirilor, locuințelor, anexelor gospodărești, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulație și altor locuri publice. Pe fiecare capitol în parte avem și măsuri coercitive în cazul în care este necesar să aplicăm treaba asta. Obligații ale producătorilor de deșeuri urbane, persoane fizice sau juridice privind gestionarea fiecărui tip de deșeuri. Avem și aici discuții interminabile legate de comportamentul neadecvat al unor cetățeni care înțeleg să arunce aceste deșeuri urbane pe spații verzi, să le abandoneze în jurul pubelelor, să, eu știu, le arunce în diverse locuri care creează cu siguranță disconfort. Și în acest caz am venit cu niște măsuri foarte clare vis-a-vis de ce trebuie făcut, ce nu este voie să facă cetățenii și care sunt măsurile coercitive în cazul în care totuși se întâmplă. Avem obligațiile persoanelor fizice și juridice autorizate să execute lucrări de întreținere, de construcții, de reparații, de demolări la clădiri și la instalații tehnico-edilitare. Și aici avem probleme multe vis-a-vis de cum înțeleg unii, atât persoane fizice cât și persoane juridice, să se comporte în momentul în care execută lucrări de întreținere la spațiile pe care le au, unde aruncă acele deșeuri rezultate din demolări și așa mai departe. Unii chiar creează disconfort, chiar dacă nu aruncă acele deșeuri la întâmplare, creează disconfort, zgomot și așa mai departe. Și aici avem reglementat foarte bine și cu măsuri concrete de intervenție din partea autorității publice în momentul în care constatăm că sunt nereguli. Am luat în calcul și am discutat foarte serios obligațiile agenților economici care desfășoară activități comerciale și de prestări servicii privind păstrarea ordinei și curățenii în orașul Dărmănești. Și la fel și aici avem fel și fel de probleme. De la acele banale pahare de unică folosință, de la consumul cafelei. Sigur, sunt mulți agenți economici care au acele aparate de cafea. Clienții consumă cafeaua și aruncă la întâmplare acele pahare de unică folosință. Avem un exemplu clar, cartierul Brătulești, unde zilnic trimitem echipele de curățenie și strâng sute de pahare rezultate din consumul de cafea. Avem, la fel, reglementat foarte, foarte clar aici și această hotărâre de Consiliu va fi postată pe site-ul primăriei și rugămintea mea este ca atât agenții economici cât și persoanele fizice să-și arunce o privire pe acest proiect de hotărâre, pe această hotărâre, pentru că vor suferi niște consecințe cei care continuă să încalce regulile. Avem un capitol destinat persoanelor fizice și juridice în scopul menținerii curățenii, asigurării fluenței circulației, al creșterii nivelului estetic și de confort urban al orașului. Este un capitol destul de vast, care pe comisie am discutat, am făcut acele trotuare și constatăm că în loc să fie destinate scopului inițial, adică să circule persoanele pe acele trotuare, constatăm că zeci de mașini sunt parcate pe trotuar. Am reglementat și acest lucru și cu siguranță Poliția Locală își va intra în drepturi după ce vom aproba acest proiect de hotărâre. Și avem foarte clar
regulă aici. Avem un capitol, capitolul 7, care vorbește despre obligațiile persoanelor fizice și juridice care au în întreținere animale și păsări. Avem multe probleme legate de felul în care înțeleg unii cetățeni să crească un număr mare de câini în curți, fără să aibă autorizație, fără să aibă, eu știu, minime condiții. Da, avem 2, 3, 4 câini, nicio problemă, dar când avem 30 de câini sau 40 de câini în curte, nu mai e vorba de iubitori de animale, ci cu siguranță creezi disconfort vecinilor și nu numai. Sau pisici, sau avem fel de fel de plângeri, cum anumiți cetățeni cresc un număr mai mare de găini la limita de hotar cu vecinul și creează prin acel adăpost pentru găini disconfort vecinului. Deci avem nenumărate plângeri pe această temă. La capitolul 8 avem obligații referitoare la asigurarea unei funcționalități corespunzătoare și conservarea fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație decât acea de locuință. Am gândit acest capitol pentru că avem în fondul locativ spații care sunt sau care aparțin unor persoane juridice și sunt neîngrijite, sunt deteriorate și creează disconfort locatarilor din zona respectivă. Sunt spații care sunt lăsate poate în paragină de ani de zile, cu pierderi de la subsol și așa mai departe. Capitolul 9. Sunt obligații referitoare la asigurarea și păstrarea curățeniei mijloacelor de transport public. Avem firma care asigură transportul public pe raza orașului Dărmănești și sigur că am avut și acolo niște reclamații. Avem acele taxiuri care sunt la fel, stânga și dreapta se plimbă prin oraș și sunt cetățeni care vin și ne reclamă anumite lucruri legate de curățenia mijloacelor de transport, mai ales că trecem o perioadă sensibilă cu această pandemie. Capitolul 10 se referă la obligațiile persoanelor fizice sau juridice în vederea conservării și dezvoltării parcurilor, zonelor florale și spațiilor verzi ale orașului Dărmănești. Încercăm și investim serios în spațiile verzi, în parcuri, în locuri de joacă. Avem cetățeni care vin și distrug ceea ce noi încercăm să facem. Și am avut, și dau un exemplu, cartierul Poiană, strada Poiană, da? Am plantat acolo un scuarul care l-am făcut pe modelizarea străzii Poiană, niște arbuști, niște tuia. Sigur că am avut un cetățean bine intenționat care noaptea ce a făcut? S-a dus și a scos toți tuia pe care am plantat noi acolo, cred că din dorința de a valorifica acei copăcei. Vedeți că am și prevăzut la capitolul 10, la articolul 11, la litera A, tăierea sau scoaterea din rădăcină a arborilor, arbuștilor, puieților, plantați de UAT sau de cine vrea să facă o faptă bună. Și iată că am reglementat și aici. Și foarte, foarte multe lucruri. De exemplu, mă uit aici, pășunat un parcurs pe zonele verzi. Știți foarte clar, în parcul din strada Chimiei, care nu suntem noi proprietari pe acel parc. Un cetățean pășuna acolo vaci, oi și așa mai departe, având un agrement de la proprietarul parcului. Am interzis acest lucru pentru că nu e normal în zonele strict urbane, turma de oi să pășuneze într-un parc, chiar dacă nu suntem noi proprietari ai parcului. Capitolul 11. Sunt obligații și responsabilități ale persoanelor fizice și juridice în sezonul rece. Sunt foarte mulți cetățeni care, deși au resursă fizică, să zic și nu numai, nu își curăță zăpada aproape niciodată din fața imobililor. Persoanele juridice la fel. Sunt magazine, avem zonă pavată în central sau unde avem noi și acele persoane juridice de multe ori ne solicită să venim noi de la primărie și să curățim zăpada și așa mai departe. Am reglementat și acest lucru. Și, sigur, constatarea contravențiilor, salariații care sunt împuterniciți din cadrul aparatului de specialitate a primarului să dea aceste sancțiuni și mă refer aici la poliția locală și așa mai departe. Deci, practic, acest proiect de hotărâre vine să
reglementeze o parte de neconformități pe care le-am constatat, să nu zic altceva, pe raza orașului Dărmănești, în decursul anilor și care, sigur, nu erau reglementate. Am mai prevăzut aici o valoare minimă de despăgubire pentru distrugeri și degradări ale bunurilor din domeniul public și privat al orașului Dărmănești. Am constatat de nenumărate ori că au loc pe raza orașului Dărmănești distrugeri sau degradări ale bunurilor pe care le avem noi. Și dacă, să zicem, sancționăm persoana respectivă pentru faptă, trebuie să ne recuperăm și prejudiciu. Și am gândit noi aici, de exemplu, distrugerea sau degradarea unui metru pătrat de stradă asfaltată sau pavată și are o valoare. A venit un cetățean, a vrut să descarce cu mașina de la o firmă din zonă niște materiale de construcție, niște lemne, nu știu ce a vrut, s-a calat pe asfaltul nostru sau pe trotuar, când a pus calele, a trecut cu calele prin pavele pe care noi le aveam acolo. Sigur că e un exemplu, noi trebuie să recuperăm, pentru că ăla și-a strâns macaraua, calele a plecat și noi am rămas cu distrugerea. Sigur, avem aici un tabel, distrugere, degradarea unei bănci, a unui scaun, a unui metru pătrat de zonă verde și multe, multe exemple, a unui metru pătrat de bordură. A intrat un cetățean cu un camion foarte mare în bordura unui trotuar, a rupt pe acolo bordura și, bineînțeles, a plecat mai departe. Deci, proiectul de hotărâre vine să reglementeze mare parte din problemele cu care noi ne-am confruntat în decursul anilor și, sigur, să ținta noastră nu este să sancționăm, ci să informăm cu rând cetățenii că nu mai au voie să facă anumite lucruri pe care le-au făcut până acum și în cazul în care constatăm că unii nu înțeleg, să avem măsuri coercitive. Mulțumesc foarte mult dacă aveți întrebări. Eu aș propune să răspund cu dumneavoastră referitor la informare, să se existe foarte mult de asta. Chiar și în școli, la orele de dirigenție, de etică, să se spicuiască așa de cât din acest regulament că ține de frumusețea locului în care trăim. Deci profesorii să promoveze asta, apoi la birou unde se eliberează autorizațiile de funcționare în funcție de specificul activității, să li se pună în vedere. Vedeți că există un regulament pentru cei cu tonete, pentru cei care... Cred că trebuie să se insiste pe asta ca să știe, că mulți o să spună n-am știut și... Da, noi vom publica în primul rând proiectul de hotărâre pe site-ul primăriei, după care în format electronic veți primi și dumneavoastră această hotărâre, acest regulament și fiecare în mediul în care își desfășoară activitatea va avea acces, știm despre ce este vorba, îl vom lista și îl vom afișa și la afișire la noi. Sigur că toți colegii din aparatul de specialitate și mă refer aici atât la persoane fizice cât și juridice, colegii de la avizări sau de la autorizări, vor face cunoscut acest proiect de hotărâre. Poliția locală va avea o temă foarte clară vis-a-vis de acest proiect. Putem să stabilim o perioadă de non-combat în care, nu știu, o lună de zile facem cunoscut acest proiect de hotărâre de la intrarea în vigoare, după care, cu siguranță, va trebui să luăm și măsuri. Mulți vor spune că nu știu, chiar dacă noi dădem acest proiect, nu știau că n-aveau voie să arunce gunoiul pe spațiul verde sau pe lungi sau... Da, sunt mulți din ăștia care... Vom găsi soluții. Noi, repet, încercăm să facem eforturi împreună pentru a deveni un oraș frumos, curat, pentru că ne propunem așa, pompos să spunem că dorim să dezvoltăm turismul la Dărmănești, ba, vrem să devenim și stațiune turistică și ca să ne atingem aceste obiective avem multe de făcut. Unul din obiective este să fim un oraș curat, un oraș frumos, un oraș civilizat, un oraș în care un turist care vine să spună, da, cu adevărat am fost acolo un mediu curat, prielnic și, da, vă rog, domnul. Și acum o propunere care a venit în ajutorul acestor lucruri. În zonele de agrement, în zonele bisericilor, să punem niște coșuri de gunoi și chiar nu două cu specificație pe ele, plasticuri, hârtie, carton, metale sau aia de metru, punem în azi. Și plăcuța de frizare.
avem montat și căruța verdezoară. Noi avem foarte multe, deci, toate zonele, mă refer și la coada lacului. Da. În toate zonele unde sunt, sunt zone unde parchează mașini și își fac un grătar. Eu n-am nimic împotrivă, dacă puse niște coșuri și-o plăcut cea verdezoară. Dacă mai sunt și niște camere, acum pe la coada nu să avem camere, mai trec mașini. Mai vedem o mașină acolo, vedem cine, ce număr de mașină, o au plecat, nu și-au luat cu noi sau nu l-au reconstruit, să prindem măcar știm. Și îi trimite o avertizare acasă prima dată. Cu siguranță facem asta și o să vedeți în perioada următoare că vom face multe alte acțiuni care vin să conștientizeze cetățenii că nu e bine să aruncăm un munte. Veți vedea și nu glumesc că în perioada următoare și am o discuție cu domnul viceprimar și cu colegii de la domeniul public, vom încărca gunoiul aruncat pe, în diverse zone și vom descărca la poarta celui care l-a aruncat. Și poate și televiziunea ne va sprijini, chiar aș vrea să filmăm lucruri de genul ăsta, vom încărca acel gunoi, că sunt date de identificare, găsim acolo chitanțe, facturi, tot felul de lucruri care țin de persoana care a aruncat acel gunoi. Și ne vom duce frumos cu mașina, descărcăm în poarta celui care l-a aruncat și poate că ceilalți... Acum sunt înțeleg că pot să fie înregistrări, trece cu... Deci avem toate, toate datele. Noi menajeri, vă știu, din construcții. Sigur. Căruțe nu mai povestesc în așa și... Și legat de acele containere, să știți că avem pe raza orașului Dărmănești 40 de baterii de containere, fiecare baterie are 3 tipuri de container selectiv și toți cei care doresc să facă lucrurile serios se pot opri la un container și să pună acel tip de deșeu pe componenta respectivă, carton, gunoi menajer, hârtie ce mai mai acolo și să nu la luăm ce l-a întâmplat. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări... Apreciez mult ideea doamnei Nicodim pentru a disemina regulamentul și în rândul elevilor. Bineînțeles, transpus la nivelul lor de înțelegere, și pentru că ei sunt viitorii adulți. Și ideea eu voi implementa acest lucru. Noi ne-am gândit chiar și la niște săptămâni tematice cu privire la informare pe site-ul primăriei. În anumite săptămâni, pentru spațiul verde, avem articolul cu tare, ce trebuie să facem, cum trebuie, ce nu avem voie să facem. Și atunci, informând pe articole, pe capitole, o să știe fiecare exact regulamentul. După care, văzând că nu se respectă acest regulament, vom trece și la partea de sancțiuni. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării unui sistem de supraveghere video în punctele strategice ale orașului, precum și aprobarea regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului video de supraveghere. Este un proiect care se leagă cu ce am vorbit mai devreme și, practic, pe raza orașului Dărmănești, afară de camerele pe care le avem deja montate, propunem instalarea unui sistem de supraveghere video format din 80 de camere în punctele vulnerabile sub aspectul comiterii faptelor antisociale, având drept scop prevenirea săvârșirii faptelor de natură antisocială și nu numai. Iată că dacă ne făceam o problemă anterior că nu vom reuși să identificăm persoane care fac anumite lucruri să meargă rău la Dărmănești, acest sistem de supraveghere video, care este un sistem de ultimă tehnologie, vine în sprijinul nostru și aici mai mult pe componenta, mai puțin pe componenta de aruncări de deșeuri, ci mai mult pe componenta de ordine publică. Avem discuții cu specialiști din cadrul Poliției Naționale de Dărmănești, unde sunt zonele vulnerabile, unde credem sau cred domniile lor că ar fi absolut necesar să montăm aceste camere. Și ce este foarte important, am gândit o hartă, o structură care este prinsă într-o anexă cu modul de amplasare, de distribuire a acestor camere pe raza orașului Dărmănești. Vreau să vă spun că în mare toate punctele vulnerabile au fost acoperite și ce este foarte important, nu ne propunem să supraveghem pe cineva sau să urmărim pe cineva, ci ne propunem ca nivelul, infracțiunilor
pe raza orașului Dărmănești să scadă semnificativ. Avem multe probleme care sunt în gestiunea Poliției Naționale, poate a Poliției Locale și nu numai, dar, repet, cred că acest sistem de supraveghere video îl face pe cel care vrea să comită o infracțiune să se gândească de două ori. Am avut multe situații în care ne-am folosit aceste camere video și am identificat ora, minutul, persoana și toate detaliile de care ar fi avut nevoie Poliția Națională sau mai departe organele judiciare. Ca să nu creăm abuzuri, să nu creăm breșe care ar putea să creeze disconfort unor cetățeni, am, la articolul 2, am prevăzut foarte clar colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte operațiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video sunt interzise. Aceste operațiuni trebuie să respecte foarte clar regulamentul Uniunii Europene numărul 679/2016 și în acest scop, ca să fim în reglementările legale, am nominalizat un operator de date cu caracter personal care are numărul de identificare 381-38136 și este operatorul nostru, este persoana din cadrul Poliției Locale autorizată la cel mai înalt nivel să gestioneze toate datele pe care le-am amintit și doar în situația în care se produce o, să zic, încălcare a legii pe raza orașului Dărmănești, la solicitarea organelor de anchetă, organelor abilitate, vom pune la dispoziție acele informații care sunt absolut necesare. Deci, acest proiect de hotărâre care aprobă instalarea unui sistem de supraveghere video pe raza orașului Dărmănești vine la pachet cu regulamentul care spune foarte clar cum se face această supraveghere, cine are acces, până unde, care este limita și, foarte important, instalarea este pe domeniul public. Nu ne interesează altceva decât domeniul public și, repet, atingerea, să zic, obiectivelor pe care le avem pe zonele vulnerabile. Și avem, slavă Domnului, avem. Cred că proiectul de hotărâre este în asentimentul multor cetățeni care mi-au cerut să montăm acele sisteme de supraveghere și sunt mai multe categorii de cetățeni. Sunt unii care sunt plecați din țară și au proprietăți pe raza orașului Dărmănești, care au fost de multe ori sparte de grupuri de răufăcători. Sunt persoane vârstnice care au rămas acasă și n-au sprijinul copiilor și la fel sunt vulnerabile. Sunt zone în care acești răufăcători au interes să, eu știu, poate din incintele persoanelor juridice mai puțin, dar se fură bănci și becuri și așa mai departe, tot felul de lucruri. Proiectul de hotărâre va rezolva, sau hotărârea în sine după ce va fi aprobată, va rezolva parte din aceste probleme cu care ne confruntăm. Dacă aveți întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 16 pentru și abține. Continuăm cu diverse. Cine dorește să se întrebe? Mulțumesc la diverse, doamna președinte. Două precizări sau trei vreau să fac eu. După care o să vedem la diverse. Da, sunt două solicitări adresate de către grupul Consiliului PSD. Prima este adresată în aprilie și în atenția primarului și domnului secretar, grupul de consilieri PSD din Consiliul Local. Sesizează următoarele aspecte cu privire la hotărârea Consiliului Local numărul 28 din 31-a 3-a privind aprobarea nomenclatorului stradal. Și vin colegii de la PSD, ne fac câteva precizări vis-a-vis de lege și spune că asigură verificarea primarului, asigură verificarea, completarea și actualizarea elementelor de nomenclatură stradală, respectiv denumiri de drumuri, străzi și adrese administrative, precum și stabilirea limitelor unităților teritoriale până la 31 august 2020, în scopul foarte important delimitării sectoarelor și secțiilor de recensământ. Ulterior acestei date și până la finalizarea activității de colectare a datelor, autoritățile administrației publice locale nu mai efectuează schimbări.
veniți cu tot felul de trimiteri legislative și spuneți dumneavoastră că considerăm că o hotărâre menționată, adoptată așa, n-aveam voie să o dăm pentru că dumneavoastră spuneți că până la 31 august 2020, repet, în scopul delimitării sectoarelor și secțiilor de recesământ, nu mai avem voie să facem ce a spus dumneavoastră. Bun. Noi am făcut un răspuns în termen, cred că colegii l-au primit, dar trebuie să informăm și restul colegilor din Consiliul Local. În data de 7 mai, către domnii și doamnele Verdeș, Mirela, Stoica, Alina, Debrețin, Tiberius și Balaș Constantin, în care spunem că, referitor la presa noastră, prin care ne solicitați, vă comunicăm următoarele. În conformitate cu Ordonanța de Urgență 22, privind recesământul general la nivelul primăriei Dărmănești prin intermediul compartimentului Registru Agricol, în cursul anului 2020, au fost îndeplinite sarcinile ce revin UAT oraș Dărmănești după cum urmează. Au fost stabilite numărul de secții de recesământ, au fost stabilite sectoarele de recesământ, stabilirea numărului de gospodării, da? La nivelul orașului Dărmănești sunt luate în evidență circa 5700 de gospodării individuale, însă datorită condițiilor restrictive prevăzute în OG22/2020 privind tipurile de gospodării, da? Adică suprafețe mai mari de 15 ar, terenul ar fi lucrat în scop agricol. Prevederile articolului 6, invocate în adresa amintată de dumneavoastră, au fost îndeplinite până la data de 31.08.2020. Cred că colegii care au consiliat juridic au încurcat lucrurile. Noi, până la data de 31.08.2020, am stabilit tot ce ținea de recesământul agricol. Da? Deci tot ce ținea de acest aspect pe care dumneavoastră l-ați în scopul delimitării sectoarelor și secțiilor de recesământ. Deci sectoarele și secțiile de recesământ au fost făcute până la 31.08.2020. Nici nu puteam să intervenim mai departe pentru că toată această bază de date a fost transmisă. Hotărârea Consiliului Local nu a fost promovată numărul 28 pentru îndeplinirea prevederilor Ordonanței de Urgență 22. Atenție! Deci aici ați făcut confuzia, ci în conformitate cu următoarele prevederi legale. Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare numărul 7, cu modificările și completările ulterioare, care la articolul 5 spune nomenclatura stradală se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, se organizează pe fiecare localitate și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzilor și a numărului administrativ, da, și foarte important să vedem unde scrie că se actualizează ori de câte ori este nevoie. Da? Deci aici ați făcut dumneavoastră o confuzie. De ce am făcut noi această nomenclatură stradală? Pentru că noi avem în sarcinile noastre RENSU. Este o altă aplicație la nivel național care ne spune foarte clar ce număr are la poartă domnul sau doamna. Și mai mult decât atât, reglementările vin și ne obligă ca în situația în care între două case avem un teren liber, da, intravilan, pe care se poate construi în viitor, să acordăm număr, literă. Dacă în stânga avem numărul 15 și în dreapta 16, între cele două vom spune 15A sau, mă rog, reglementează foarte bine. Adică asta am făcut noi, n-am modificat acea ordonanță, adică n-am încălcat acea ordonanță de urgență care spunea că până pe 31.08 trebuie rezolvat. Cred că ați înțeles greșit. Și a doua problemă pe care vreau să vă aduc la cunoștință este legat de transferul domnului secretar general al orașului, la care domnul Balaș Constantin, Debrețin Tiberius Carol, Stoica Alina și Verdeș Mirela a făcut o plângere, o sesizare la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în care domniile lor spun că este ilegal transferul domnului secretar general. Și am să vă dau citire din răspunsul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe care domnii care au reclamat treaba asta l-au primit. Ce s-a sesizat acolo? Că un secretar general de la o comună nu poate fi transferat ca secretar general la unui oraș. Și lucrul ăsta a fost, sigur, sesizat de mai mulți
în țara asta, că nu sunt numai la Dărmănești, Clamangii, ci sunt în toate unitățile administrative regionale, în toată țara. Și această poveste a ajuns la, cred că la Înalta Curte, nu mai știu unde a ajuns, și ce s-a reglementat acolo. Spun cei de la Înalta Curte și uitați, având în vedere că atât considerentele cât și dispozitivul deciziilor sunt general obligatorii, potrivit dispoziției articolului 147 din Constituție, așa, așa cum rezultă din paragraful 35 al deciziei CCR numărul 794, opinăm că poate opera transferul unui funcționar public care ocupă funcția publică de conducere specifică de secretar general a unei comune pe funcția publică de conducere specifică vacantă de secretar al orașului. Adică, curtea a spus, domnule, secretarul de comună poate deveni secretar de oraș în condițiile în care sunt și condițiile specifice îndeplinite. Adică, la oraș ne cere ca minim 7 ani să aibă vechime acel secretar, la comună trebuie să aibă minim 5 ani. Deci, dacă prima condiție, primul punct al reclamației noastre a fost că n-are voie un secretar de comună să se transfere la oraș, ăsta a aplicat în urma deciziei curții. Și al doilea aspect, dacă sunt îndeplinite condițiile de vechime, și sigur că domnul Cristinel Cichindel are mai mult de 7 ani vechime în specialitatea studiilor. Deci cred că s-a lămurit, cred că era mai ușor să veniți să ne întrebați, să verificați dacă aveți ceva, și cred că era mult mai... Eu, sincer vă spun, îmi doresc ca la Dărmănești să avem cei mai buni profesioniști, pentru că provocările sunt foarte mari, țintele noastre sunt foarte mari și cu oameni slabi niciodată nu o să facem mare lucru. Mă bucur, Cristi, că ai ales. Cristi a fost transferat la solicitarea dumnealui, având post vacant, nu e aici. Mă bucur că ai ales șef, că ai venit la Dărmănești, și sper că dacă a fost o neînțelegere în rândul unor colegi din Consiliul Local, nu este o problemă, nu este o provocare. Noi mergem mai departe și am făcut această precizare ca să înțelegeți. Am în final încă o rugăminte. Am avut o discuție zilele trecute cu doamna directora DSP Bacău și vreau să impulsionăm procesul de vaccinare. Aș vrea să vă implicați cât puteți și dumneavoastră la nivel de consilier local și să convingem cetățenii că este, cred că, cea mai bună soluție să ne vaccinăm. Poate că unii, noi nu obligăm pe nimeni, dar poate că unii n-au suficientă informație. Și în parteneriat cu școlile am stabilit de comun acord un proiect pe care noi l-am botezat simbolic să ne vaccinăm în familie. Și avem niște formulare de la Direcția de Sănătate Publică, niște piante care vin cumva să lămurească și pe cei care nu sunt lămuriți de necesitatea acestei vaccinări. Nu înseamnă că vă obligă cineva să vă vaccinați, dragi cetățeni, dar cred că este mult mai bine să fii vaccinat. Și atunci, la școală, domnii directori și domnii și doamne directori vor disemina această informație, vom da acele pliante elevilor să meargă cu ele acasă, și în situația în care sunt cetățeni care vor să se vaccineze, vom face acele laboratoare mobile în jurul școlilor. Centrul de vaccinare de la Plopu poate să delege un medic, un registrator și un asistent la solicitarea cetățenilor, venind cu acest laborator în teritoriu, ca să nu creăm disconfortul de a ne deplasa până la Plopu. Cei care au mașină și cei care pot vor merge la Plopu să se vaccineze fără niciun fel de programare, fără niciun fel de alte formalități, iar cei care nu vor putea, dacă ne solicitați, vorbesc cu coordonatorul centrului de vaccinare de la Plopu și chiar și în târgul săptămânal putem să facem joia un punct de vaccinare. Cei care vor, se vor vaccina la școli. Voi transmite informația și preoților de pe raza orașului de Dărmănești. Ar fi păcat ca noi să pierdem această oportunitate. Deci avem aceste vaccinuri, sunt gratuite, pe platformă nu e nevoie acum să ne mai înscriem. Văd că sunt cetățeni din afara localității noastre care vin la vaccinare la centrul de la Plopu și sunt mulți, nu sunt puțini, iar noi avem așa o perioadă de stagnare. Rugăminte
adresată cetățenilor. Haideți să încercăm să ne mai informăm dacă sunt persoane care poate nu sunt suficient de convinse la acest moment. Vă rog să vă informați direct la specialiști și cea mai bună soluție sunt medicii de familie, că țin sub stăpânire aceste informații și pot să vă lămurească. Și doi la mână, dacă ați ales să vă vaccinați, poate fi folosită orice fel de oportunitate. Eu, la solicitarea cetățenilor, vin în secunda 1 cu un laborator de ăsta mobil, cu un punct de vaccinare mobil, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, să rezolvăm problema. Iar dumneavoastră, la nivelul dumneavoastră, pentru că aveți influență în fiecare zonă din care faceți parte, transmiteți această informație mai departe. Mulțumesc tare mult și dacă mai sunt la discuții probleme. Eu vreau să intervin. Vă rog, doamna Stoica. Doamna... Da. Referitor la cele două puncte pe care le-ați punctat inițial, prima este cea cu nomenclatorul și adresa care am făcut-o dumneavoastră pentru precizări, doar pentru precizări. Țin să vă amintesc că hotărârea de Consiliul Local care s-a dat legat de nomenclator era destul de practic, pentru că parținut cu specialitate. Eu însă m-am sesizat legat de adresa unde stăteam. Așa, iar la cea de-a doua problemă legată de domnul secretar, a fost doar o sesizare, nu o sesizare neapărat, o petiție făcută pentru un răspuns și pentru clarificări. Nu trebuie să vă deranjezi lucrul ăsta. Nu, dar nu fiecare din noi suntem liberi ca să întrebăm și să aflăm foarte multe informații și să ne documentăm, da? Domnul secretar trebuie să rămână la fel, imparțial și să privească acest lucru și acolo documentare. Așa, și cam atât. Mulțumesc. Dacă nu mai e la diverse mai cineva. Da, s-a opțit la cuvânt domnul Milea, aveți cuvântul. Așa de-a două chestiile de întrebat. Cum am avut o discuție anterioară în proședință despre colectarea bidonuri de plastic în interiorul magazinelor alimentare și eu trebuia să discutăm, să vedem cine își permite să facă și aducă niște scule, niște aparate din alea de colectare, de bani, bidon, sticlă, erau niște sătea ceva. Dacă s-a mai înaintat discuția asta, în ce stadiu? Da. Legat de, și vorbesc la nivel de orașul Rămănești, de colectarea de către operatora deșeurilor reciclabile, a fost săptămâna trecută o discuție cu directorul ADIS-ului, cu domnul Moise Cătălin și a venit la Dărmănești. În perioada imediat după vizita dumneavoastră a mai distribuit încă un lot de pubele pentru selectiv și cred că de săptămâna viitoare, dar vom anunța, vor veni în teritoriu din poartă în poartă și la fiecare firmă să colecteze reciclabilul. Acum nu știu dacă ar mai fi nevoie ca fiecare persoană juridică să-și mai investească sau ceva în depozitare, pentru că vor veni săptămâna și vor lua bidoanele de plastic, sticla și cu cartoane. Da, noi am dat la persoane fizice al doilea coș și imediat cum vom reuși să mai distribuim încă un lot, cred că săptămâna viitoare va veni, vom trece la corectarea din poartă în poartă, vom stabili o zi, nu știu, de comun acord cu cei de la Prest, în care vom lua nu bunoi menajeri, ci doar bunoi ăsta selectat, iar pentru persoanele juridice care au nevoie de recipienți, am spus că noi avem deja o parte au venit, avem la primărie acele containere de 1,1 metri cub metalice, care le avem în baza noastră și le punem la dispoziție pentru a putea să-și depoziteze gunoiul selectat, cartoane și ce mai mult. Mare parte din agenții economici au contracte cu alte firme care iau reciclatul pentru că primesc niște bani pe cartoanele alea sau primesc hârtie igienică ce primesc dumnealor și nu prea sunt tentați, interesați de a depozita aceste reciclabile în containerele noastre. Avem o problemă la sticlă, că nu prea ia nimeni sticlă și atunci am vorbit cu cei, cu Romprestul, cei care ne colectează și sunt nevoiți să o ia. Dar, repet, cred că problema este la nivel de a distribui, de a putea să finalizăm distribuirea celei de-a doua pubele și asta nu ține de noi, ci de felul cum primim pubelele de la Romprest, după care săptămânal intrăm în normalitate să selectăm
să colectăm selectatul afară de menajer. Da. Doilea punct care vreau să le discutăm un pic, e vorba despre drumul contur la, cum v-ați exprimat dumneavoastră la dumneavoastră, ca să luăm noi ca și consiliu sau ca și UAPE. Cineva care este din domeniu, care știe ce vorbește, acel drum nu poate fi închis niciodată, fiind un drum strategic. Și mai, ca să discutăm și mai apropiat, e vorba de domnul Secărăș de la București, știți despre ce este vorba. Și zic, domnule, dacă este necesar, venim și cu o adresă sau o chestie de la armată, să zic, că acel drum trebuie lăsat deschis în permanență, că se poate lucra pe el, adică să fie al noi, noi să-l administrăm cu ATU, dar nu ar trebui niciodată pus pe el barieră. Da, eu pot să vă spun următorul lucru. Deci domnul Secărăș a fost de curând. Vreau să știu despre ce este domnul. Noi am făcut solicitare de preluare a unei porțiuni din acel drum de la stat din administrarea Direcției Silvice la noi. Știți că v-am povestit, este pe masa Guvernului acel proiect de hotărâre. Din păcate, sau nu știu cum să zic, la noi există o grămadă de alte reguli pe care, deși sunt nescrise, trebuie să le respectăm. Este reglementat printr-un ordin de ministru cum se face trecerea din administrarea Ronsiva la o primărie, am depus toate hârtiile. Din drumul ăla de, nu mai știu, 8 km, pe noi ne interesează 800 de metri, am cadastrat cele 800 de metri că direcția sindică la momentul respectiv nu dispunea de resursă financiară, ne-am dus la minister cu el, doar că ministerele avizatoare, și mă refer aici la Ministerul de Finanțe, a zis, bun, noi nu suntem de acord. De ce? Păi restul 7,2 km, de ce nu i-ați cadastrat? Păi nu mă interesează, nu-i treaba mea, este al lui Romsilva. Ei, mergeți și îl cadastrați și pe ăla și voi veniți la noi. Acum suntem în faza când ne-am întors înapoi, direcția silvică își cadastrează diferența aia de drum, 7,2 km, după care ne conduce din nou la direcția silvică, la Ministerul Apelor. Acum, legat de acel drum, el este în administrarea direcției silvice, el dacă are o barieră acolo, nu are decât din considerente legat de, eu știu, barajul de la Poiana Uzului, care este un baraj de apă potabilă și care, pe lângă treaba asta, mai are și niște alte lucruri care țin de siguranța acelui baraj. Nu spune nimeni, domnule, este interzis circulația pe acel drum, dar cu siguranță cineva te va întreba ce cauți acolo. Da, și nu știu dacă este un drum forestier, mă scuză domnule primar, dacă legea permite accesul public al persoanelor, că este drum forestier de la barieră, de la limita de barieră și contur lac, este drum forestier, cum a zis și domnul primar, este la direcția silvică Bacău, da? Contur lac se poate numi și drumul asfaltat. Este un drum forestier? Nu faceți confuzia între un drum public destinat circulației tuturor și un drum care este de administrare și care el are niște restricții acolo. Bun, și până la urmă, să știți că turismul, da. Era vorba de chiar mai de 7 km sau ar fi 8. Și la administrat sensul, am mai avut o discuție pe tema asta că poate era bun turistic. De făcut niște circuite jurul la urmă, putea trece cu anumite restricții pe podul barajului, zic. Acum, ce știu, știu, dar ce nu știu, nu pot să comentez, pentru că, repet, sunt restricții impuse de Apele Române, acel baraj, și domnul viceprimar fiind mai mulți ani la baraj, conducând obiectivul de la baraj, știe mai multe lucruri, inclusiv de securitate. Și când spun de securitate, vă rog să înțelegeți o plajă mai largă. Da, de treabă. Poate că ne-ar avantaja ca să putem trece pe baraj, poate că ne-ar avantaja să avem acces la acel drum, dar trebuie să vedem în ce condiții, cum și dacă chiar este necesar să facem lucrul ăsta. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări? Da, în continuare dau cuvântul domnului Debrețin, care s-a te rog, scris la cuvânt. Da. Ședința drumului selectiv, anticipat colegul meu, vreau să întreb doar atât când o să fie finalizată oarecum o etapă din acest program, ca să poată fi și colectat. Că deja m-au întrebat de cine săptămâna viitoare, așa? Avem munți de gunoaie, nu reușim.
reușim să le mai gestionăm. Le-au mai dat deja cu cel menajer, că n-au ce să facă cu ei, n-au cum să gestioneze. O altă problemă este iluminatul public. Aș dori o reactualizare a acelui timer, pentru că de la ora 6 este lumină, lămpile arde. Dacă asta se poate rezolva, deci noi avem două probleme. Avem la o parte din acele transformatoare celule, și acolo avem o problemă pentru că celula se aprinde și se stinge în funcție de luminozitatea de afară și dacă este o dimineață mai înnorată, mai cu siguranță lumina va rămâne aprinsă până mai târziu și la fel și seara, dacă e mai nor sau mai ceață ceva, deci se aprinde mai repede. Și avem a doua categorie, că mergem pe ambele variante, cu ceas, reglăm ceas. Acolo e sigur, l-ai pus la ora 9 sau la ora 7 dimineața sau la 5, se stinge, se aprinde. Fiecare sistem are puncte slabe, puncte tari. Ceasul ăla, în momentul în care s-a luat curentul, nu mai recunoaște nimic, s-a luat dintr-un defect, s-a luat curentul și el trebuie neapărat trebuie dus cineva să-l regleze că pornește aiurea. În rest, să zic că e ok, iar celula, chiar dacă se ia curentul, ea funcționează de bine, dar avem orele astea de consum inutil. Da. Și am încercat și avem discuții continuu cu domnul viceprimar, cu firma care ne asigură gestionarea asta. De la momentul ăsta cam aici suntem. Dacă am merge pe o telegestiune a camerelor, ar însemna să mai facem o investiție cu acel chip de telegestiune și îl putem regla dintr-un computer de la birou, domnule, luminozitate mai mică sau să se oprească în perioada respectivă, noaptea, două ore sau mai știu ce. Încă gândim, dar ca soluții pe care noi le avem la momentul ăsta, aici sunt punctele slabe și punctele tari, să zic. Dar o problemă pe care am mai discutat-o și care s-a mai agravat între timp este accesul în cartierul Josei. Acolo, la capătul podului. Da. Am făcut niște blocuri. Am semnat contractul subsegment numărul 3. Din contractul subsegment numărul 3 de reabilitare a străzilor face parte și strada Forestierului. Inclusiv am prins intrarea în Joseni până la calea ferată. Deci, cred că e chestie de 2-3 săptămâni să vedem în funcție de vreme. Ați văzut că ne-am apucat de asfaltat acel capăt din DJ, strada Energiei, până la Ocolul Lignum. Ne-am anunțat ăștia că ieri, azi și mâine va ploua și am zis, domnule, oprim să nu turnăm pe ploaie. De asta constructorii ne-au meritat. Sperăm în funcție de vreme. Eu mi-aș dori ca luni să finalizăm turnarea coborului acolo și să ne apucăm de zona Popasului, Popasului Forestierului și inclusiv acea intrare. Deci, da. E o chestie de, nu știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni va fi rezolvată. O toaletare a spațiului din marginal drumului național ar cere o cosire a spațiului. Noi intervenim pe drumul național, dar în limita resurselor și umane și financiare, deocamdată să știți că iarba nu este chiar atât de da? Să lucrăm cu echipele PDJ, cei care ați venit de la Sălăduc, ați văzut că în zona rafineriei se și cosește, se și curăță acostamentul și avem... Vorba de zona parcurilor astea, de la Bulgaria, de la asta, acolo mai sunt... Alea sunt ale, ale celor de la CFR, noi am făcut acolo... Să înființăm CFR-ul, da. Să... Ok, nota domnul Vicer și oricum intervenim noi, că nu... Oricum de ani de zile nu se intervine decât din partea OAT-ului. Numai primăria intervine, că CFR-ul niciodată n-a făcut curățenie. Tocmai aia intervine. Dar cu siguranță vom interveni și acolo, nu ne mergem. Așa și în ce privește reclamația pe care dumneavoastră a spus, am făcut, dar nu a fost o reclamație. Nu e sesizare. Nu, nici măcar nu sesizare. A fost o cerere de verificare a legalității. Corect. Aveți dreptul să vă informați, noi suntem transparenți. Eu cred că va deranja pentru că am venit și am informat colegii locali. Pentru că noi am primit niște informații, nu trebuie să puneți sub nota asta reclamațiilor, să luați citațiul altul de timp, pentru că nu pot să înțeleagă orice. Deci a fost o informare, nu știu, cred că domnul secretar, nu știu cât poate să fie imparțial, de asta insist pe discuție, pentru că s-ar putea să se uite așa, dar nu aș vrea. Eu n-am făcut altceva decât să informăm și... Da. Să informăm ceilalți colegi din Consiliul Local, pentru că suntem transparenți și chiar n-am nimic de... Da. Mulțumesc! Eu vreau să vă spun că tot ce este la rafinare, de la care v-am invitat, a fost că...
ce a spus dumneavoastră, că pacienții nu au fost informați sau nu știu. De fiecare dată, în ședințele de consiliu, noi am spus despre vaccinare de la începutul pandemiei, de fiecare dată, la fiecare ședință de consiliu. Plus că pe mass media sunt o groază de informații. Într-adevăr, trebuie să avem un pic de răbdare și cu decizia lor, pentru că sunt într-adevăr și ne izbim ca la unii pacienți să fie reticenți la vaccin. Cu toate că singura soluție de a ieși din pandemie este vaccinarea. Acum, să știți că poate sunt cetățeni care n-au acces la, sau nu se uită la televizor, sau la internet. Nu aici m-am referit, m-am referit că la noi, la medici de familie, cel puțin de pe din Dărmănești, fiecare pacient a fost informat și am acordat un anumit timp de a le explica și de a informa despre necesitatea acestui vaccin. Dar decizia le aparține. Da. Până la urmă. Eu am spus să nu, noi nu vedem nimeni, informăm și da, informăm cetățenii, facem și acest efort pentru că este un efort colectiv. Colegii de la Direcția de Sănătate Publică ne-au solicitat să ne implicăm mai mult, să transmitem informația corectă și de la sursă și apelul meu din punctul ăsta de vedere al venit, cât putem în zona în care putem să ne, că nu forțăm pe nimeni, nu obligăm pe nimeni să se vaccineze, fiecare decide până la urmă. De asta și vaccinați, care s-au vaccinat, da. Și de la noi sunt pacienți și cetățeni din Dărmănești care s-au vaccinat la 10 ani, da. Deci nu numai numărul de la centru. Da, mulțumesc tare mult, cred că am... Te rog, Alina și... Doamnă consilier, domnule primar, vreau să vă aduc la cunoștință demisia mea de ființele consilier local la Dărmănești, pe care o voi înainta domnului secretar general pentru a face formalitățile cerute de lege. Vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încredere prin votul și susținerea lor. Sunt onorată că am avut privilegiul de a fi aleasă în această funcție. Vă doresc în continuare mult succes și Dumnezeu să vă dea înțelepciunea de a lua doar hotărâri în folosul dărmăneștenilor. Mulțumesc, Alina, și eu. Mulțumesc pentru rolul pe care l-ai avut în acest Consiliu Local, deși n-am făcut decât 6-7 luni. Doresc succes în acolo unde te duci tu, în domeniul pe care te duci și, cu siguranță, orice expertiză și orice experiență pe care o să o aduci în plus și orice recomandare este binevenită. Mulțumesc! Încă o dată, Doamne ajută și, sigur, să contribui într-un fel sau altul la sprijinul ideilor pe care le-au colegii în Consiliul Local. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt intervenții, da. Declar închise lucrările ședinței ordinare de astăzi. Vă mulțumim!